Bun găsit! Noi detalii în cazul tragicului accident din județul Cluj, România, în care o familie de moldoveni a murit. Cuplul și cei doi copii ai lor se întorceau din Italia și se îndreptau spre Republica Moldova. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al Ministerului de Externe. Bărbatul de 28 de ani, soția lui în vârstă de 29 de ani și unul dintre copiii lor, o fetiță de doar 6 ani, au murit pe loc. Singurul supraviețuitor, un băiat de 10 ani, a fost găsit în viață de echipele de descarcerare. Potrivit presei de peste Prut, minorul este internat la spitalul din Cluj. Reprezentanții instituției medicale au refuzat să ne ofere informații despre starea de sănătate a acestuia. Nici serviciul de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău nu ne-au putut spune cum se simte copilul rămas în viață și când vor fi repatriate victimele, părinții și sora lui. Cumplitul accident rutier a avut loc miercuri după amiază în orașul Huiedin din județul Cluj. Mașina în care se aflau victimele s-a ciocnit violent cu un camion. Potrivit portalului infohuiedin.ro, șoferul automobilului a intrat pe contrasens pe linia continuă. Conducătorul camionului, care circula pe acea direcție, l-a atenționat cu semnale sonore să renunțe la manevră, dar acesta nu ar fi avut nicio reacție. Polițiștii români au deschis un dosar penal în acest caz și urmează să audieze martorii. Anchetatorii nu exclud faptul că șoferul moldovean ar fi adormit la volan.